Un proverb zen spune așa: la început credeam că munții sunt munți și râurile sunt râuri. Apoi am intrat pe calea aceasta a evoluției mele, am conștientizat lucruri și am văzut că munții nu sunt munți și râurile nu sunt râuri. Acum că m-am iluminat, pot să spun: am înțeles că munții sunt munți și râurile sunt râuri. Și care e legătura cu bicicleta mea? Păi, la început credeam că alimentația e totul. Că dacă că am găsit panaceul vindecării corpului. Că dacă totul e crud și dacă totul e cât mai aproape de natural și organic și trecut prin mâinile mele și două școli de nutriție în America și dacă totul e perfect, nu o să am probleme cu sănătatea copiilor. Ei, dar apoi am văzut că febra era febră și bronșita era bronșită. Și otita continua să se întâmple. Și mi-am dat seama că alimentația nu e totul. Am mers mai departe. Stai că mai e ceva, mai e ceva. Am înțeles, gata. Gândurile. Dacă mi-observ gândurile și înțeleg We go optimistic here. It's like sunshine. Sunt o fire optimistă. În mine încrezătoare că am soluție pentru orice. Și starea asta e naturală în corpul meu și am observat că nu știam ce gândesc, că nu-mi... Și am dat peste Katie Byron, munca ei e fenomenală. Am început să-mi ascult fiecare, să devin un observator al gândurilor și să-mi ascult fiecare cuvânt pe care vreau să-l spun copiilor. Măi, ce minciuni și ce baliverne suntem capabili să vorbim? Nu ne dăm seama. Are o întrebare care e cheia acolo și care te întreabă: poți să știi 100% că e așa cum tocmai ai vorbit? Poți să știi 100% că o să cadă? Vezi că o să cazi. De unde știi că o să cadă? Vezi că o să răcești. Vezi că o să te îngrași. Vezi că... Cine suntem? Cine ne credem? De unde știm? Știu că așa am trăit eu. Ok, asta e o realitate nouă. Copilul tău și cu tine și situația asta, this particular second, secunda asta n-a mai existat în expansiunea Universului. Suntem într-o continuă mișcare, într-o continuă expansiune. Nu vor exista două momente egale. Nu vor exista. Nu există. Doar că vine mintea care a acumulat trecutul, ca ea să poată să te țină în viață, să supraviețuiești. Așa, bun, deci mai există ceva, gândurile, let's face it. Acum știu de ce mâncarea nu era totul. A, dar au început tantrumurile. Hopai! Mâncare, mâncare, alimentație, alimentație, gânduri, gânduri, dar asta e de unde a ieșit? Ce bate din picioare? Și a mers puțin în profunzime. Stai că mai e ceva legat de ființa umană. Există emoțiile. Până atunci inima era închisă. N-ai ce să simți cu inima închisă. Ce să... Nici... Când inima e închisă, da, nu simțim tristeți, da, nu simțim trădări, dar nu simțim nici bucuria vieții. Când inima e închisă, nu circulă nimic de la părinte înspre copil, de la părinți înspre copii. Și nici invers. E o deconectare
de cei din jur, dar și o deconectare de tine. Bun. Deci vedem emoțiile, a apărut emoțiile și am introdus, asta e a doua idee, am introdus perspectiva temporală. Dar dacă, pentru că asta nu facem, ceea ce am trăit acum e legat de momentul ăsta. Adică febra lui e febra lui și vine, acum s-a întâmplat, nici nu știu de ce s-a întâmplat, dăm niște explicații SF, dăm vina pe virus, asta știu, dăm vina pe orice, orice, doar să nu ne introducem noi ca factor responsabil de situație. Deci, am introdus perspectiva temporală și, și mi-am asumat responsabilitatea pentru că situația se întâmplă în realitatea mea, deci am ceva de face cu ea. Și dacă nu eu am cauzat-o, pentru că nimeni nu dă vina, nu e despre vină, e despre ceva ce eu am de luat de aici. Nu sunt vinovată de ea? Deși sunt, după aceea o să aflu cum. Dar nu e despre a trăi emoția vinovăției, ci despre, ok, ce fac cu ce mi-a dat viața? Exact cum pune întrebarea Viktor Frankl. Problema nu se pune ce ți-a dat viața, ci ce faci cu ce ți-a dat viața. Și vă spun acum de temporalitate. Dar dacă nu e despre momentul curent, dar dacă e despre ce s-a întâmplat astăzi? Dar dacă colicile acelea, că tot îi reparăm pe copii de colici, colicile se întâmplă ca copilăriei, nu ia copilăriei. Nu e nevoie să aibă copiii colici. Nu e nevoie să aibă dureri de dinți. Când începem să ne asumăm, începem să și găsim cauze mai profunde. Începem să vedem că există, poate la al doilea sau la al treilea copil, deja vezi că ideea că trebuie să aibă colici nu se aplică. Păi da, nu se aplică. Tot timpul mă gândesc care e conștiința pe care să o am acum ca să înțeleg problema. Să-mi vină răspunsul. Răspunsul nu vine niciodată pe nivelul de conștiință pe care ești acum. Răspunsul se găsește pe un nivel de conștiință superior pentru că vrea să te crească acolo. Da! Revenind la temporalitate, dar dacă nu e despre asta, dacă colicile au legătură cu faptul că astăzi ne-am tot plimbat și ne-am agitat și te-am dus într-o supă de energie la mall și la piață, care ție nu-ți făcea bine. Dar dacă are legătură plânsul tău, febra ta, cu faptul că eu te-am dat în brațele cuiva, fără să te întreb dacă tu vrei, dacă tu să simți în mine, fără să fac check-in și să înțeleg în inima mea că tu tot ce-ți dorești e să stai cu mine, nu să-ți facă nimeni nimic. Nici să te îmbrace, nici să te dezbrace, nici să te boteze, nici să te... nimic. Tu tot ce-ți dorești e să stai la pieptul meu. Și restul toate sunt invenții. Deci dacă nu e despre astăzi și e despre ce s-a întâmplat zilele astea, cu cine am avut conflict, ce am simțit legat de tatăl copilului, de... am avut conflict cu mama, cu tata, părinții, cu cine, care a fost starea mea zilele acestea? Dar dacă nu e despre experiența ta de acum, ci tu îți amintești ce s-a întâmplat în uter și îți amintești cum eu am dat examenele cu tine acolo, în interiorul meu. Dar dacă îți amintești despre ce ai trăit, evenimentul de la 3 luni, când eu am avut un șoc emoțional, dar dacă și m-am dus înapoi și mi-am dat seama că fiecare secundă a copilului din brațele mele mă reîntoarce în fiecare secundă din viața mea. Și când o țin pe ea de o zi în brațe, mă țin pe mine când aveam o zi. Și când o țin pe ea la o lună, sunt eu la o lună și la două și la trei și la trei și trei zile, trei și patru zile, 6 luni, 9 luni. În fiecare moment
pe care îl trăiesc, fiecare moment pe care îl trăiesc alături de copil, mă reîntorc la mine. Și am observat că momentele în care se întâmplă ceva aparte în corpul copilului, din fața mea, sunt momente care mă întorc în viața mea, în amintiri, în situații cheie, în care ceva nu s-a terminat, ceva a rămas nevindecat, neprocesat, prea traumatizant ca să mai intru acolo, cu tulurile care le aveam ca și copil. Și situația se repetă în copilul meu. Așa am ajuns să mă întreb, unde a început pe arbore? Cu cine? Dar dacă nu se rezumă doar la mine și experiența mea, dar dacă merge mai în spate, la mama și la mama mamei, dar dacă e mai amplă povestea,